Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. Vin în fața dumneavoastră cu un material senzațional. Sunt fer convinsă că o să stați aproape de mine și de invitata mea de astăzi, fiindcă ea este în centru tuturor materialelor zilei. Este cea care în sfârșit vorbește despre partenerul de viață, partenerul de viață care a apărut cumva prin anumite paparații. Eu știu foarte multe lucruri despre el, însă vreau să știți dumneavoastră mai multe lucruri de la invitata mea de azi, nimeni alta decât Ana Maria Prodan. Bună, Ana! Te iubesc! Da, tu știi întotdeauna totul. În atât de mulți ani de când ești lângă mine, tu știi totul. Știi ce greu îmi este mie? Să nu pot să le spun oamenilor de acasă ceea ce știu despre persoanele dragi și în speță despre tine. Noi am crescut împreună, am făcut atât de multe lucruri și bune și mai așa puțin este. Bune. Deci mai rar prietenii de o viață, din ce în ce mai rare sunt. Și da, eu zâmbesc de fiecare dată când tu afli ceva și ai chestia asta așa, uf, nu pot să folosesc nici chestia asta. Ce naiba fac, măi, Ana, că uite, trec lunile, apar prin presă tot felul de materiale și eu sunt cea neputincioasă, însă da. Consider că prietenia este mai importantă decât orice material din lume. Așa este, așa este. Viața ta întotdeauna, nu numai pentru mine, dar și pentru cei de acasă, a fost așa ca o carte deschisă. Însă în ultimele luni ai preferat să te comporți total invers, adică să nu-ți prezinți nouul partener de viață. Nou, deja da. Este vechi dacă stau să mă gândesc. Tu știi că întotdeauna, așa este, mi-am expus viața în reality show-uri. Am făcut totul ca să dau valoare și să îmi cresc ca imagine fostul soț. Și de multe ori m-am gândit că dacă nu ești foarte, foarte puternic și pregătit pentru o viață de genul ăsta în fața camerelor, îți pierzi echilibru. Iar eu am trăit chestia asta și am așteptat până când totul a fost perfect. Așa e, până când trebuia cumva să vadă oamenii că trăiești un vis, un vis frumos. Spuneai în perioada din februarie, atunci când a fost ziua îndrăgostiților, că viața ta s-a schimbat, că totul este perfect, însă să știi că erau mulți care nu te credeau. Spuneau că e ceva la nivel declarativ, fiindcă iubitul nu există. Da. El există și ai fost cu el într-o vacanță pe Coasta de Azur, noi, chiar acum. Noi mergem mult în vacanțe și ne bucurăm unul de celălalt în fiecare secundă și am învățat să apreciez fiecare moment al vieții și cele mai frumoase momente sunt eu cu iubitul meu și copiii mei. După care vin eu cu iubitul, copiii și prietenii. Am învățat să apreciez aceste momente și m-am învățat foarte multe lucruri și sunt un om împlinit. Astăzi pot să spun că sunt un om împlinit, sunt un om fericit. Poate singure dureri pe care astăzi le mai am, între ghilimele dureri, sunt doar pentru faptul că fostul meu soț și-a uitat copilul. Atât. În rest, nu port dușmănie, nu mă interesează absolut nimic. Mă rog la Dumnezeu să-i fie bine și pe plan profesional și personal. Crede-mă că am scăpat de toată nebunia asta a vieții, de tot scandalul cu amante, cu mesaje, cu amenințări, cu oameni bărbați care povestesc și arată poze despre amantă. Deci am trăit un vis cumplit de urât, un coșmar care părea că nu se mai termină. Dar am avut credința asta din familia mea că după cea mai rea furtună vine cel mai frumos soare și a venit pe strada mea așa orbitor de frumos și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă. Așa e, soarele a venit și pe strada ta, cred că era și momentul să se întâmple lucrul acesta după multă suferință, după durere, după lacrimi. Știu câte lucruri mi-ai spus la telefon, cât de mult am plâns împreună seriile.
Însă, Flavius, pentru că toată lumea deja știe că pe iubitul tău îl cheamă Flavius, presa a dat foarte multe materiale. Am văzut că a dat și eu în continuare. Și Flavius este cel care ți-a adus zâmbetul pe buze. Și eu în continuare am să spun că trăiesc o poveste frumoasă de dragoste și atât. E frumoasă, vezi? Nu mai poți să o mai păstrezi doar pentru tine, Ana. Nu știu cum ai reușit lunile acestea, tu care ești o persoană atât de deschisă față de oamenii care te iubesc. Le-ai spus tot ce se întâmplă, pas cu pas, în lumea ta și a afacerilor și a sportului și pur și simplu și în lumea ta privată. Le-ai spus tot, dar nu le-ai spus despre el. Ai spus că există un bărbat, însă n-ai dat niciun detaliu. Cum ai putut să ții atât de ascuns lucrul ăsta în condițiile în care sunt paparații peste tot? Știi, cred că dacă îți vezi de viața ta și nu faci excese, eu, de exemplu, nu ies în cluburi, nu beau, nu fac nenorociri ca să pot ieși în evidență să mă fotografieze cineva, mi-a fost foarte ușor. Și viața noastră se desfășoară pe timpul zilei, nu noaptea. Noi noaptea trăim alături de copii foarte frumos, fără circuri, pentru că în general paparații te urmăresc când ieși noaptea din cluburi, ai văzut ce gen, știi, când bei, când te îmbeți, când faci scandal. Noi nu avem o astfel de viață și nu ne-a interesat și nu ne interesează altceva decât să trăim foarte frumos departe de lumea mondenă. Așa e, dar puteți să trăiți, uite, în locul acesta spectaculos în care mie mi se pare că ție îți place să zăbăvești în timpul zilei. E un loc special. Este un loc al lui, da. Flavius. Da. Îi aparține de, da, este lui, patronul. Cum îi aparține și inima ta, nu? Este patronul acestui loc minunat și eu cred că le dăm în București sau în țară, e unic. Și lucrăm împreună să menținem locul ăsta frumos și cu un anumit tip de lume. Da, e un loc frecventat de o lume frumoasă. Alt fel de lume decât tot ceea ce vedem în toate restaurantele din București. Flavius este un om care nu și-a dorit publicitate și nu-și dorește. Este un bărbat care muncește 25 din 24. Nu plătește paparații, nu dă bani la ziare. Dacă ar putea ca nimeni să nu îl cunoască, ar fi ideal. Da, numai că acum da. nu mai este după ce își dorește Flavius. Da. Acum a apărut în ziare și aș fi dorit și de aceea te și întreb să aduc un pic discuția despre el și public. Pentru că eu știu din culise, dar aș vrea să-l descrii tu altfel decât mi l-ai descris de ziua îndrăgostiților. Pentru că prin presă apare milionarul Flavius. Uite, are restaurantul acesta. Dar cine este Flavius? Este un om minunat. Este, cum am spus, întotdeauna un bărbat cu B mare. Este un bărbat despre care nu s-au auzit nenorociri. Repet, care nu face parte din anturajul monden al capitalei. Un om care muncește, cum am spus, 25 din 24, un romantic desăvârșit, un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face cumva icoana a vieții lui, este altceva. Este ceea ce trebuie în viața unei femei care și-a dorit, cum mi-am dorit eu, o familie minunată. Știi, când spuneai că eu sunt Ana Maria Prodan și atunci când intru într-un restaurant, vreau ca partenerul meu să fie cel mai puternic om. Uite că am reușit. Ai reușit. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat vreodată și într-adevăr când intrăm undeva se face liniște. Și într-adevăr nu mi-este frică niciodată când stau într-un loc
că aș putea primi un telefon și că ar putea femei de la masă să se uite către mine, să-mi spună, știu pe bărbată tu, și să aud tot felul de nenorociri și jur, de multe ori stau, închid ochii și spun, nu vreau să mă trezesc din visul ăsta niciodată. Despre asta este vorba în viață, despre familie, despre niște reguli clare și frumoase, despre viață, despre dragoste, despre respect. Iar eu astăzi le-am pe toate, le-am primit de la Dumnezeu pe toate, suntem fericiți și eu și copiii. Sper la rândul meu să-i ofer acestui om exact ceea ce mi-oferă el mie și să trăim așa fericiți cum am visat toată viața și cum proiectam în toate reality-urile pe care le-am făcut în viața mea, proiectam ceea ce îmi doream să am. Era un preambul acel reality. Hai să spunem reality. Că a fost de bun augur. A fost de bun augur. Cât de greu i-a fost lui Flavius să fie lângă tine în toate aceste luni dificile din viața ta? Nu este ușor să fie acolo lângă o persoană care suferă, fiindcă uneori este nedreptățit. Să știi că toate cuvintele pe care mi le spunea sunau așa. Exact ce ți-am spus eu, după furtună vine soarele. Întotdeauna să ai credință în Dumnezeu că binele va triumfa și că ești un om minunat și nu merită absolut nimic pe pământul ăsta decât să încerci să păstrezi cu tatăl copilului tău o relație frumoasă și decentă, pe care tu știi că eu am încercat să o păstrez și se face anul de când încerc să închid absolut toată nebunia și procesele. Nu am reușit, deși aș fi vrut și îmi doresc în continuare să putem măcar să ne salutăm vreodată dacă ne întâlnim pe stradă și să știu că băiețelul meu știe că are un tată acolo care îl iubește, ține la el și îl sună măcar de zilele lui de naștere. Probabil în ani fostul meu soț o să înțeleagă că un copil rămâne copilul tău forever pe viață și nu contează ce relație ai cu mama sau că te-ai despărțit de mama lui, contează doar el. Și așa trebuie să rămână și ăsta este un sfat pe care l-am dat tuturor prietenilor mei care au divorțat și le-am explicat că probabil nimic nu este forever în afară de copii și părinți. Este foarte adevărat. Nimic nu e forever, însă trebuie să ne bucurăm de lucrurile care ni se întâmplă pe moment, de așa multe este. Ori. Ai fost într-o vacanță pe Coasta de Azur cu Flavius, chiar acum. Cum a fost și cum v-ați decis să vă duceți acolo? Îți place ție zona? Nu. Noi am plecat cu business acolo și am profitat. Ce fel de business aveți? Ce curioasă sunt. Mai multe business-uri. Unul dintre ele este foarte frumos cu embarcațiuni de lux și am mers să vedem câteva embarcațiuni, niște iahturi foarte frumoase. Noi vara o petrecem pe iaht. Pe iahturile noastre de data asta. Și abia aștept să-mi invit prietenii și familia și să trăim așa, să ne trăim povestea frumos departe de tot. Sunt o răsfățată. Așa și da, mergem peste tot împreună. Este cea mai frumoasă perioadă din viața mea după nașterea copiilor mei. Și pentru asta, când stau și mă uit înapoi, da, am să mulțumesc toată viața și primului meu soț și al doilea meu soț. Am să le mulțumesc pentru faptul că mi-au oferit cele mai de preț daruri copiii mei. Și repet, îmi doresc să putem vreodată, dacă ne vom întâlni, să spunem hello, ce faci, cum îți merge. Sunt sigură că și lucrurile acestea vor intra într-o normalitate. Probabil. Dumnezeu e mare. Da, Dumnezeu e mare și le aranjează cum știe el mai bine. Le aranjează cum știe el mai bine. E bine că tu trăiești visul acesta frumos. Ai spus că ai fost
într-o călătorie de afaceri pe care ai transformat-o într-o, până la urmă, și într-o vacanță. Așa ne transformăm pe toate, frumoasă. Da, așa ne le transformăm pe toate, să știi, business și afaceri. Așa mai am trăit. Plănuiți vreo plecare în viitorul apropiat? Plecăm non-stop noi. Plecăm ori săptămânal, ori la două săptămâni. Uite, eu vreau să-ți mulc ție o promisiune. Că în viitoarea vacanță în care te vei duce alături de Flavius, vom face un Skype pe Wow News. Ok, îți promit, Corne. Ce nu fac eu pentru tine? Da, așa cum i-am promis și eu Anei că niciodată n-am să divulg numele sau identitatea persoanelor din viața ei, fiindcă consider că doar când tu ești pregătit ca persoană poți să faci și să spui anumite lucruri, nu altcineva din exterior. Mă bucur însă sincer pentru tine, în ciuda multor persoane care poate spun că am trecut mai mult granițele profesionalismului meu mergând spre prietenie. Dar așa sunt eu construită și mă bucur tare mult pentru tine, pentru copiii tăi, care și ei îl au la suflet pe el. Și respectă și au ce să învețe de la el și pe parte de business. Pentru mine este unul dintre cele mai importante lucruri, că și pe parte de business au ce să învețe și educație și absolut tot. Cred locuiți că... împreună? Corne! Corne! Ce mai face? Ce mai facem, Corne? Suntem ok, suntem ok, dragii mei. Corne, ce mult te iubesc eu normal pe că tine. Locuiesc împreună, ce da. Să facă? În vacanță locuiesc împreună. Că uite, vezi cum semne așa în direct de nu pot eu să fac nimic. Da, e normal. Până la urmă tu ai luat lucrurile astea încet. Le-am luat încet și cu mare grijă. Cu mare grijă. Cu discuții despre fiecare amănunt din viața noastră, foarte serioase. Și împreună am luat toate deciziile și niciodată nu am avut discuții, divergențe, scandaluri. Nu există așa ceva. E un bărbat frumos, e un bărbat interesant, e un bărbat potent financiar, un om cu care te completezi tu, fiindcă întotdeauna ai avut o minte ascuțită pe partea asta a business-ului. Este un om care a muncit foarte mult pentru fiecare lucru pe care l-a obținut în viața lui. Un bărbat matur. Da. Și... împreună vă bucurați de momente speciale. Așa am este. Promis că nu te țin foarte mult astăzi și în general încerc să mă țin de promisiuni. Îți mulțumesc și pentru mulțumesc. Faptul că ne-ai primit aici, în casa ta, de acum înainte. De fapt este mai de mult, dar de acum înainte este public. Și sper din tot sufletul ca de fiecare dată când ne vedem să fie așa cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc din suflet, te iubesc mult și vă iubesc și pe dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi. Sper să vă bucurați odată cu invitata mea de astăzi. A trecut prin multe, însă viața ne demonstrează că există fericire, foarte multă fericire, dincolo de lacrimi. Să aveți o după-amiază cât mai frumoasă și ne revedem curând. La revedere!